Dată. Câteodată tensiunea dintre noi se propagă prin ziduri, prin țevi și ajunge înapoi sub forma unui uruit. Așa trebuie să se fi întâmplat și în acel an de Crăciun, când s-a spart o țeavă în bucătărie. Am închis robinetul de alimentare, nu se mai auzea decât clipocitul apei. Cuvintele rostite aproape în șoaptă de tata, mama cufnind în râs, apa șiruind din cârpe, gâfâitul demonstrativ. Eram entuziaști cu o echipă de muncitori români la prima lucrare în străinătate. Fără să vrem, între noi se creau curenți și simțeam cum toate inițiativele mamei, toate întrebările mele și toate disputele începute de tata, din temir ce imprecizie în ideile noastre, întrerupte în timpul meselor, în timpul întâlnirilor de pe holul îngust, de cel ajuns primul la ușă, aveau acum o finalitate, erau ascultate, se găseau un răspuns. Și când s-a umplut găleata, eu am luat-o și am vărsat-o înapoi pe podea. În apă toate lucrurile se fac mai ușor, le-am spus, iar ei mi-au zâmbit. Mulțumesc!